Ion Țiriac a declarat război Ministerului Transporturilor din cauza proiectului de cale ferată care urmează să lege gara de nord din capitală de aeroportul Henri Coandă. Omul de afaceri susține că traseul îi afectează două proiecte majore din Otopeni, printre care și activitățile patinoarului olimpic, singurul din București. Dar cei de la transporturi spun că investiția este necesară pentru campionatul european de fotbal din 2020 și nu va deranja patinoarul. Deschis acum 2 ani, cu aproape 4 milioane de euro costuri, acest patinoar este plin. Aici se antrenează zilnic peste 400 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 10 ani. Mulți se pregătesc să participe la competiții importante, de la patinaj artistic până la hockey. Într-un an de zile, într-un an jumate, în 2 ani, maxim 2 ani, acești copii care, așa cum spuneam, aproape că nu știau să meargă pe asfalt, acum joacă hockey pe gheață. Copiii și părinții lor plătesc pentru instruire, pentru îndrumare, pentru control, pentru efort, pentru antrenament, enorma sumă de 0 lei și 0 bani. Nimic, totul este gratuit, tot ce respiră hockey pe gheață n-au unde să facă decât aici. Ăsta e singurul, unicul de la Brașov. De la Brașov încoace este unicul. Se încadrează și în parametrii olimpici și internaționali. Doar întreținerea acestui patinoar costă anual peste 200.000 de euro. De curând s-a deschis și sala de gimnastică de la etajul 1, dotată de Nadia Comăneci. Cine se antrenează aici? Copii de 4, 3, chiar și 2 ani am avut copii. Și sunt aproximativ 100 de copii la fiecare lecție. E totul gratuit și pentru acești copii care se antrenează aici în sala de gimnastică? Tot ce este sub acest acoperiș este gratuit. Ion Țiriac, cel care a ridicat campusul întins pe o suprafață de 40 de hectare, spune că vrea să construiască în zonă și o universitate privată non-profit. Cele două investiții, susține omul de afaceri, ar fi compromise de decizia Ministerului Transporturilor de a construi o cale ferată către aeroport care va trece prin zonă. Proximitatea actualului traseu propus de oficialii de la Ministerul Transporturilor va face imposibilă continuarea activității patinoarului și a sălii de gimnastică. Cei care vor să facă așa ceva, irresponsabili, n-au făcut sport, n-au alergat nici după tramvai, nici măcar minge de cârpă n-au avut. Și nu mă refer la cei care vor pune târnăcopul pe patinoar, cei care decid. Calea ferată, care ar urma să facă legătura între gara de nord și aeroportul Otopeni, se presupune că ar trece prin această zonă, mai exact în apropierea patinoarului, dar și a acestui drum, drumul gării Odăi, care face legătura între DN1 și Mogoșoaia. Iar pe această porțiune, calea ferată ar fi construită suprateran la o înălțime de 7 metri. Ministerul Transporturilor susține însă că această cale ferată, pentru care studiul de fezabilitate a primit aviz pozitiv, este o lucrare de utilitate publică de interes național și care este în planul de pregătire a campionatului european de fotbal din 2020. Precizăm faptul că traseul liniei de cale ferată Gara de Nord, aeroportul Henri Coandă, nu afectează patinoarul Arena și nici accesul la acesta. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.